Salutare și bun venit la podcastul Casa pe Piatră. Sunt Teodora Fernea și voi aduce în viața ta persoane inspiraționale din lumea catolică, dar nu numai, care să-ți aducă o perspectivă nouă asupra lucrurilor comune de care ne lovim în viața de zi cu zi. Mă bucur că vom petrece următoarele minute împreună, îmi doresc să fie pentru tine o gură de inspirație și de relaxare. Când am ales tema acestui episod, mă gândeam că va fi floare la ureche, cât de dificil poate fi să vorbești despre umor. Se pare că este, mai ales dacă ești o persoană cam fără umor, cum mă consider eu. Părintele Marius Taloș, invitatul meu din acest episod, este un preot iezuit tare drag mie. Este foarte profund, dar în același timp știe să deslege taine teologice și de viață cu mult umor rafinat. Împreună am dezbătut tema umorului în cuplu și a adus multe argumente și explicații care cred eu că ne vor ajuta pe toți. Haideți să vedem! Mulțumesc că ați acceptat invitația la podcastul Casa pe Piatră. Mi-aduc cu drag aminte de toate sfaturile pe care le-ați dat mie și lui Mircea cu diverse ocazii. Știm cât de bine ne prind nouă aceste sfaturi și de aceea îmi doream foarte mult să facem un episod împreună. Dar înainte să despicăm firul în patru despre umor, haideți să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră. Mulțumesc, Teodora, mulțumesc pentru invitație, inclusiv pentru provocarea de a despica firul în patru, nu-mi prea permit luxul. Eu sunt din mileniul trecut, din 1970, și mă simt ca telefonia Orange, în sensul că am acoperire în toată țara, dar semnal aproape nicăieri. Sunt născut dintr-o familie de ardeleni greco-catolici, tatăl născut lângă Cluj, mama de la Târgu Mureș, însă bunicii s-au refugiat în timpul celui de-al doilea război mondial la București, astfel încât sunt dâmbovițel cu acte în regulă din 1970. Am intrat în Biserica Romano-Catolică și în prezent mă ocup la București cu serviciul iezuiților pentru refugiați, iar în timpul liber, exerciții spirituale cu trei aici, laici, taici și maici, pentru toate categoriile doritoare. Mă gândeam în timp ce conduceam spre întâlnirea noastră de astăzi, de ce este mai greu să vorbești despre umor, care ar trebui să ne relaxeze, să zic așa, decât despre un subiect atât de apăsător cum este suferința. Care e diferența între cele două subiecte și de ce poate găsim răspunsul împreună? Da, este grea întrebare. Îmi amintesc de ceea ce spunea un apologet englez, Clive Staple Lewis, că cele mai multe ispite nu sunt vesele, ci triste. Și tocmai de aceea ne vine greu să descoperim că Evanghelia înseamnă vestea cea bună și nu vestea cea tristă. Și umorul este, dacă vrei, reflexul acestei vești bune care ne spune: Marius, am două vești buni pentru tine. Zic eu, două, nu una? Păi care e prima? Că este un mântuitor. Și a doua care este? Că nu ești tu ăla. Deci întotdeauna umorul apare ca un remediu când vrem să ne luăm prea în serios pe noi. Doar Dumnezeu este de luat în serios și noi trebuie să ne redimensionăm și importanța și locul, pentru că atunci când vrem să facem din noi un capăt de pod, ajungem la marginea drumului. Ce frumoasă explicație! Pregătindu-mă pentru episodul acesta, bineînțeles că m-am tot căutat în stânga și în dreapta informații și am ajuns și la dicționar, care ne spune că umorul este o dispoziție sufletească, o înclinare spre glume și ironie, ascunse sub o aparență de seriozitate. M-a surprins, sincer, definiția aceasta care începe cu dispoziție sufletească și aș vrea să-mi spuneți dumneavoastră de unde credeți că vine umorul, din inimă sau din creier? Sau? Da, se spune că sau este întrebare tipic protestantă. Pentru catolici se răspunde cu și. Ok. Neuroștiințele, și poate cunoști numele lui Gabor Mate, un autor foarte cunoscut astăzi, originar din Ungaria, dar care activează în Canada,
Ce parte dintr-un curent care susține că în noi există nu doar un creier, ci trei creiere. Atât inima, cât și stomacul au o rețea neuronală foarte dezvoltată și fiecare contribuie, nu doar creierul, la crearea acestei dispoziții sufletești care ne înclină spre umor sau nu. Sunt trei mari teorii, încercând să despic firul nu în patru, că nu am atâta păr, ci în trei. Prima spune că râsul ar fi datorat unui complex de superioritate. Chiar și în timp de rezistență sau de oprimare, când râde cineva, înseamnă că eu sunt mai tare și îmi bag joc de el fără să se prindă. Eram în 89, dădusem la facultate, la Politehnică. Și profesorul, deci înainte de Revoluție, ne explica diferența între un radio și un televizor. Okay. Pentru radio zicea, fiți atenți băieți, în vârf de potențiometru și ce auziți? Noi ziceam, țâc, un țăcănit. Foarte bine, băieți. Ei, la televizorul și vedeți. Țăcănitul. Era o încercare de explicare a râsului, a umorului, printr-un complex de superioritate. E foarte seducătoare această primă teorie, dar când ne întâlnim pe stradă cu o persoană nevoiașă, noi poate că ne simțim la un statut cel puțin social superior, nu ne vine să râdem. Deci această primă teorie are limitele ei. Există apoi o a doua teorie care spune, oh, râsul este o refulare. Întrebați pe Dr. Freud. Okay. Și spune că avem nevoie să ne eliberăm de stres, să ne eliberăm de tensiune și există râsete nervoase pe care le cunoaștem cu toții, care ne ajută, să zicem, să descărcăm tensiunea care este în noi. Foarte bine și frumos, dar și acest model are limitele sale. Să ne gândim puțin, este un model mai mult hidraulic și nu unul electrochimic, cum sunt toate procesele din tărtăcuța noastră. S-au făcut cercetări care arată că după ce râdem, nu secretăm mai puțin cortizol sau epinefrină. Și modelul acesta al refulării, al descărcării prin râs, are limitele sale. Există un al treilea model, nu vreau să insist prea mult, dar este un mister, și vedem unde ajungem cu el. Cea de-a treia teorie, cu Schopenhauer și alții, spune că, domnule, noi râdem datorită surprizei, datorită incongruenței. Spui ceva și răspunsul e total neașteptat și surpriza îți declanșează umorul. Nepoțelei mele i-am promis când împlinea 9 ani că îi spun o ghicitoare și va avea doar 9 cuvinte. Și a început să numere. Unui cățel i-a căzut nasul. Cum mai miroase? Mai un cuvânt, Marius, mai un cuvânt. Cum mai miroase? Și am zis, groaznic. Problema este și cu acest model, ne face să râdem, înțelegem până la un punct ce înseamnă râsul și umorul, dar rămânem cu o întrebare. De ce provoacă aceste sunete în noi, aceste reacții fiziologice pe care alte surprize, cum ar fi în cazul ironiei, care și ea este de mai multe feluri, nu le produce? Deci toate teoriile acestea, filozofice, antropologice, se lovesc de un mister. Biblia, în loc de explicație, ne dă un nume. Poate ai auzit de Isaac. Da. Care înseamnă a râs. Cineva a râs. Fie că este vorba de Dumnezeu, fie că e vorba de Sara, mama lui Isaac, sau este un râs, de la început este un râs de neîncredere. Sara râde în fața făgăduinței lui Dumnezeu că va avea la anul pe vremea aceasta un copil și spune cum? Eu la vârsta mea și fără să mai vorbim de coordonatorul meu de proiect Abraham care a bătut suta, bine că nu-l amendează cu viața, poliția vieții, cum să mai avem noi un copil? Și mai târziu Dumnezeu îi va cere lui Abraham să sacrifice acest râs prin jertfa fiului său. Noi nu ne gândim ce înseamnă să ai curajul să iubești râsul în persoana unui copil, să crezi că acest râs
este de la Dumnezeu și să-ți arate că cu dragostea nu se glumește. Pentru mine aceasta este cea mai mare provocare și misterioasă a umorului. Foarte, foarte mult mi-a plăcut ce a spus despre mister și îmi place mult că ați atins și ironia. Mi-ar plăcea să discutăm în continuare cum putem noi să facem diferența între ironie și umor. De prea multe ori mi se întâmplă și mie, mai ales acasă, vreau să spun ceva distractiv, să detensionez situația și spun o prostie și Mircea zice, no, iar ești ironică, acum ce se întâmplă, și chiar nu vreau să fiu ironică, chiar vreau să fiu haslie și nu-mi iese. Adică o să zic că foarte rar îmi pică fisa ce ar trebui să zic și tonul care ar trebui să îl folosesc. Și am observat asta la multă lume din jurul meu, povestind cu niște prietene zilele trecute chiar despre subiectul acesta, și aveam aceeași dilemă. Cred că aici merită să despicăm firul în patru și să ne amintim de unde vine ironia. Irene înseamnă pace. Izvorul ironiei este pacea. Oscar Wilde mi se pare că zicea că noi spunem un adevăr prin râs pentru că altfel cineva ne-ar omorâ dacă am vorbit serios. Deci încercăm prin ironie să punem apă peste un bolovan pentru a-l ridica și pentru a merge mai departe. Pentru că altfel nu-l putem nici urni, nici să îl traversăm sau să trecem dincolo de el. Deci, ironia toarnă apă peste bolovan. Și scopul ironiei nu este, cum am zis în prima teorie a râsului, arătarea unei superiorități, pentru că asta ne descalifică și trece ironia în registru cinic sau sarcastic, ci sunt acceptate ironiile care ne privesc pe amândoi sau mai mulți sau fac haz de necaz de o situație. Este surprinzător să descoperim chiar în Biblie, în Predica de pe Munte, în Fericiri, mai multe ironii ale Mântuitorului care au făcut istorie. Spuneam că un exemplu clasic de ironie se întâlnește chiar în Predica de pe Munte a Mântuitorului, acolo unde a vorbit înainte despre fericiri. Pune în continuare că atunci când cineva îți cere o cămașă, tu să-i dai și haina sau tunica. Exact. Cine îți cere să faci 1000 de pași, tu să faci 2000 de pași cu el. Apare un exemplu de ironie pe care trebuie să ne-l însușim și noi. Nu este ironia care strivește, ci este ironia care ridică, care crește. Este ironie în sensul că îți răspunde dincolo de așteptări, are elementul surprizei în cea de-a treia teorie a râsului pe care am evocat-o înainte, însă fără să desființeze interlocutorul, ci să îi deschidă un orizont la care nici el nu s-a gândit. Este umorul care te lasă interzis și nu te mai poți supăra. Ce frumos! Dacă spuneați despre umor că este un reflex, ironia, unde am putea să o categorisim, să zic așa? Într-o fericire. Fericiți făcătorii de pace. Gândește-te puțin că Mântuitorul, când a spus asta, nu a zis fericiți cei care doresc pacea sau visează pacea sau tânjesc pacea, așa cum se întâmplă acum în context de război, ci cei care încearcă să dezamorseze un conflict printr-un gest aducător sau făcător de pace. Ironia, cum am spus înainte, toarnă apă peste ghicașeu, cum se zice în Ardeal, pentru a ridica o greutate care pare insuportabilă și lasă să transmită un mesaj care altfel nu ar putea fi spus. Dar atenție, această armă a ironiei, dacă nu este bine folosită, se poate întoarce împotriva propriei persoane. Deci să fim gata mai degrabă să fim autoironici decât a îndrepta săgeata ascuțită a ironiei exclusiv spre celălalt. O ironie seamănă cu pistolul făcut din degete. Când ai un deget îndreptat asupra celuilalt, ai 3 îndreptate spre tine. Deci trebuie să avem grijă.
cu aspectul acesta. Mă gândeam la umor, cum îi aduce pe oameni împreună și la ironie, dacă nu-i făcută în direcția în care trebuie, ne dezbină și sau supără. Și mă gândeam la una dintre fetițele noastre care e foarte, foarte veselă și tot timpul reușesc când am răbdare și să mă cobor la, să mă așez la nivelul ei când are o problemă și să o iau cu un pic de umor problema respectivă, imediat se rezolvă și starea ei de spirit se îmbunătățește și tot ea este foarte sensibilă dacă râdem de ea, simte că și este singura dintre cele două fetițe care sunt mai mari care ne spune, de ce râdeți de mine? Și așa mă atinge cumva că nu râdem de tine, știi, uite că am râs că e foarte distractiv ce ai făcut, dar pe ea sărăcuța care doar 3 ani, așa o atinge cumva și tot timpul mă gândesc, acum punând în context și cu adulții din jurul meu, mă gândesc cum se simt și ei dacă cumva ironia sau râsul este prost înțeles și de aceea de multe ori mai bine tac sau nu zic nimic pentru că riscul e foarte mare să nu fac bine ce fac. Într-adevăr, cum zice și cartea Coheletului, este vreme pentru a râde și vreme pentru a plânge. Nu putem râde oricând, oricum, deși există această poruncă, bucurați-vă pururea în Domnul. Există un moment al umorului care cere o atenție permanentă. Nu poți oricând să râzi, pentru că altfel suntem, ca în zicala românească, a râs ca prostul sau proasta în târg. Țin minte, aveam vreo 21 de ani și am mers la prima întâlnire catolică a unor tineri la Napoli. Și acolo, într-o seară, printre tinerii italieni, am întâlnit o fată pe care o simpatizam. Și țin minte și acum cum a întrebat, zice, Mario, nu-mi zicea Marius, poți să te întreb ceva? Și eu, certo, atâta știam în italiană, certo, dar să nu mă cerți. Zice, tu când nu înțelegi ceva zâmbești? Și eu zic, da, dar de ce? Pentru că te-ai simțit bine toată seara. Deci cu ironia asta a pus un punct solemn și răsunător unei relații înainte să înceapă. M-am simțit distrus și nu pot să uit zâmbetul acela. Într-adevăr, poate a fost și vina mea pentru că nu mi-am dat seama de atitudinea ei și de dispoziția ei față de mine și am continuat să pedalez pe calea râsului și a umorului când nu era momentul. Deci există vreme pentru toate și cred că umorul ține foarte mult și de discernământ. Asta nu înseamnă că acum transformăm tot umorul în premeditare. Cum se zice, umorul este ca omorul, de două mari categorii penale, cu sau fără premeditare. Să avem disponibilitatea de a vedea umorul vieții întâi de toate, cum ai zis foarte bine la început, nu o persoană, ci situația este hazlie. Și e păcat să o ținem numai pentru noi, persoana în cauză. Și oricât ne-ar veni de greu, să începem umorul pornind de la noi și să îi cooptăm și pe alții. În umor se cere să râdem împreună și nu unii de alții. Ce frumos ați explicat. Să ne orientăm acum puțin discuția spre umorul în cuplu. Noi am avut cu dumneavoastră multe discuții pe diferite teme în cuplu și tot timpul ne-ați ajutat să creștem și să ne apropiem. Dar cred că despre subiectul ăsta nu am discutat niciodată și aș vrea să îmi spuneți un pic dacă cât de important este umorul în cuplu, cum putem să-l cultivăm dacă nu există. Păi să începem cu umorul pe care îl are însuși Dumnezeu atunci când îi creează pe primii oameni. Îl creează pe primul cuplu tocmai ca un remediu la o întristare. Săracul Adam, care era singur cu Dumnezeu și cu toată creația, ar fi putut spune că era omul cel mai împlinit din lume, simțește că lipsește ceva.
și era trist. Crearea femeii, apariția ei în viața lui, nu într-un fel egoist, ci într-un fel de împlinire, este tocmai lipsa vinului de la nunta din Cana. Da. De înainte de a exista nevoia de umor, este nevoia de prezență, de umplere a unei singurătăți. Și când ne gândim cum era Adam fără Eva trist, ne gândim și noi că întotdeauna prima sursă a tristeții este însingurarea. Și noi nu avem nevoie să ne căsătorim cu o glumă, ci cu o prezență care să ne scoată din această tristețe. Deci, prima datorie a unor soți nu este să se uite pe Google, să răsfoiască câteva bancuri, să-i le spună soției sau soțului, ci să spună ce bine este să fiu cu tine aici. Asta este prima mare dorință pe care niciun banc, oricât de strălucit ar fi, nu îl poate înlocui. Apoi, sigur, sunt o mulțime de situații în care umorul are valența unei dedramatizări. Spunea Oscar Wilde, viața așa este prea serioasă ca să nu râdem măcar din când în când. Aici este teoria hazului de necaz, care când îi regăsește pe amândoi sau și pe copii în familie cu simțul umorului, devine o armă de supraviețuire. Și era în timpul comunismului acea serie inepuizabilă de bancuri, mai mult sau mai puțin nesărate, dar și umorul evreiesc al lui Efraim Kishom din perioada kibuțurilor în literatura evreiască, și toate popoarele găseau în umor o resursă de supraviețuire. Deci aceasta este a doua valență când este o mare încercare. Umorul ca și supraviețuire. Apoi găsim în al treilea o formă de înțelepciune. Umorul de bună calitate întotdeauna ne deschide și mintea, nu doar dispoziția sufletească. Se spune că se întâlnește un pesimist și un optimist acum în jurul Parlamentului românesc, și pesimistul începe și se plânge și zice, băi, mai rău de atâta nu se poate, la care optimistul, ba cum să nu? Care era optimist, care era pesimist? Dar optimistul îi deschide o perspectivă care îi spune, bucură-te de ceea ce este, că s-ar putea să pierzi și chiar lucrul acesta. Apoi, în legătură cu dispoziția sufletească într-o familie, se spune că doi părinți le aduc cadouri de Crăciun copiilor și, cunoscându-i pe fiecare, celui care era mai trist, mai depresiv, așa, îi aduce un calculator. Și ăsta, când vede calculatorul, se uită la marcă și intră în criză și zice, ăsta este un PC, nu este un Apple, n-are instalată placa de jocuri care îmi trebuie, și face o criză. Optimistului îi aduce o grămadă de bălegar cu o lopățică. Și ăsta zice, ce bine, dacă e bălegarul, trebuie să fie și poneiul undeva. Unde este? Umorul ne arată un decalaj între izvorul împlinirii mele și realitatea cu care mă confrunt, pe care nici un bun material nu-l poate înlocui. Și aceasta cred că poate fi un combustibil și în relațiile matrimoniale. Foarte util sfatul. Îmi place foarte mult cum a spus problema și putem să privim lucrurile diferit. Și parcă înțeleg un pic acum că putem să ne cultivăm umorul din ce spuneți dumneavoastră. Chiar ușor, dacă ne schimbăm perspectiva cu care privim anumite situații. Umorul începe cu atenție. Eu nu am văzut oameni cu umor care să fie neatenți. Dar pe urmă trebuie să vedem că și atențiile pot să fie de mai multe feluri. Un tigru este extraordinar de atent cu antilopa sa, dar nu va avea niciodată o urmă de umor și cu atât mai puțin de milă. Umorul are ca ingrediente absolut necesare atenția și apoi empatia. Nu se poate umor fără atenție și fără empatie. Una dintre atribuțiile umorului, să zic așa, am văzut în analiza mea pentru episodul acesta, este că crește încrederea.
Și mă tot gândeam cum să crească umorul, încrederea, că de obicei oamenii care fac glume peste glume nu sunt prea de încredere sau nu neapărat inspiră încredere. Dar acum, punând-o din perspectiva dumneavoastră, parcă începe să aibă logic, se vadă altfel. Umorul ne amintește de o parafrază a unui film foarte celebru pe Netflix în zilele noastre, Don't Look Up. Umorul îți spune din potrivă, just look up, pentru că mai jos de atâta nu se poate. Într-un fel, umorul pornește de la o demascare, în care când te simți cu spatele la zid, vai de mine, a descoperit ceva despre mine și cum o să mă judece, ce o să facă din mine, când persoana zice, no și... este gata să accepte și să descopere că viața merge mai departe, apare o descătușare și o încredere că acea persoană a rămas prietenă cu mine chiar și după ce m-a cunoscut așa cum sunt. Asta este umorul. În loc să mă execute, în loc să profite de avantajul că m-a găsit cu garda jos și total descoperit, mă acceptă așa cum sunt și merge mai departe, pentru că și ea se consideră la fel de vulnerabilă ca și mine. Deci, umorul este răspunsul neviolent unei situații care mă găsea fără ieșire și dă cea mai încurajatoare descătușare pe care ne-o putem dori într-o familie. Pentru că umorul este cel care recalibrează o conjugare. Acolo unde cei doi nu mai trag la același jug, se transformă conjugarea într-o subjugare. Și nu vrem asta. Și mai este ceva, umorul în, ca și cuvânt în limba română se traduce cu, se învecinează cu umoarea, care este acea secreție internă care ne dă, conform psihologiei hipocratice, dispoziția trecătoare, azi la bal, mâine la spital, dar umorul cultivat ne ajută să înfruntăm dramele și moment redimensionându-le înaintea lui Dumnezeu. Mi-a spus odată cineva, când toată lumea era panicată de Omicron, zice, eu mă sunt mai preocupată de Omega decât de Omicron, de Alfa și de Omega. Și această perspectivă mi-a dat și mie o încurajare, pentru că altfel eram bombardat numai de vești care, mai de care mai apocaliptice. Umorul nu lasă răului niciodată ultimul cuvânt. Foarte puternică afirmația. Ne-ați vorbit așa de frumos despre umorul din Predica de pe Munte, dar ce mai zice altceva Biblia despre umor? Pentru că pe noi creștinii cumva lumea ne spune sunteți prea serioși sau chiar vedem în jurul nostru implementată seriozitatea asta dusă la extremă. Da. Nu știu dacă ți-amintești de filmul În numele trandafirului. Era un roman al lui Umberto Eco și acolo firul narrativ al cărții era căutarea pasajelor din Biblie unde se spune că Dumnezeu a râs sau că nu a râs. Și era un călugăr care ar fi ajuns la concluzia că în Biblie nu se spune nicăieri că nu a râs niciodată. Și cred că dovada peremptorie a acestui fapt este însăși buna vestire. Noi ne apropiem în săptămânile următoare de buna vestire, Evangelion, vestea cea bună și nobilă care ne crește inima de bucurie. Și eu când am fost hirotonit, adică atunci când mi-a pus Dumnezeu mâna în cap, mi-am ales ca moto Filipeni 4:4. La mine e mai ușor de memorat, că altfel am memoria mai scurtă ca peruca. Și acolo spune, bucurați-vă pururea în Domnul. Și iarăși vă zic, bucurați-vă. Cum poți să te bucuri dacă nu există în Dumnezeu această dispoziție? Se spune că primul zâmbet al unui copil apare ca un zâmbet de răsplată. Da. Te bucuri acum de bebelușa ta, Dumnezeu să o crotească și să vă bucurați una de alta. Când apare un zâmbet pe fața părintelui, primul răspuns, primul dialog empatic între mamă și copil se realizează prin acest zâmbet. Este zâmbetul de răsplată. Sunt aici cu tine, sunt aici
pentru tine și tu ești bucuria mea. Dacă îi spune Dumnezeu Mariei, bucură-te cea plină de har, ne spune și nouă, așa cum suntem fiecare, să ne bucurăm pentru că El este cu noi. Același motiv de bucurie îl avem și noi. Și Sfântul Părinte ne avertizează să fugim de hoții bucuriei, de cei care ne fură această bucurie primordială, care ne lasă în ceață. Toți suntem la Cluj, unde este multă ceață. Când am venit azi dimineață era o grămadă de ceață. În limba engleză, fog, ceață, da, este acronimul pentru trei mari dușmani și hoți ai bucuriei. Fear, frică, da, obligation, constrângere, și guilt, învinovățire. Trebuie să luptăm în fiecare zi creștinește pentru alungarea ceea ce ne sparie gândul, ceea ce ne constrânge și ne împiedică să acționăm din inimă, și pentru ceea ce ne învinovățește, curățindu-ne conștiința. Mulțumim pentru cuvintele astea foarte, foarte frumoase. Până acum am discutat despre umorul în cuplu și am învățat multe lucruri de la dumneavoastră. Haideți să vedem în relația noastră cu Dumnezeu, cum putem să ne relaționăm față de Dumnezeu, să vorbim cu El bucuroși, cu umor, dar fără să sărim calul, să rămânem în zona aceea de respect care îi se cuvine. Cred că aici pot să dau cel mai ușor exemple și nu teorii. Se spune că surprizele sunt pseudonimul literar al lui Dumnezeu. Deci ori de câte ori descoper o surpriză în timpul unei zile, la sfârșitul zilei când fac cercetarea cugetului sau examenul de conștiință, îi zic: Doamne, ce bine te-ai ascuns astăzi aici, în situația asta, în persoana asta, că nici n-aș fi bănuit că ai fost tu. Îi spun sub forma unei glume pe care am înțeles-o ca un polițist mai târziu, îmi cer scuze, n-am nimic cu această categorie profesională. Îi spun lui Dumnezeu cum s-a ascuns și miopia mea în spatele a ceea ce consideram a fi o simplă coincidență, o simplă conjunctură, sau, mai bine zis, doar o simplă surpriză. Să-L descoper pe Dumnezeu, cum zicea cineva, dacă nu-L cauți pe Dumnezeu în toate lucrurile, nu-L vei găsi nicăieri. Și să începem prin aceste surprize, care abundă chiar în fiecare zi. Deci, prima notă de umor o aloc surprizei. Apoi, Sfânta Tereza cea Mare îi spune lui Dumnezeu într-una dintre contemplațiile sale: Doamne, dacă îți tratezi atât de exigent prietenii, nu mă mir că ai așa de puțini. Asta a fost o sfântă. Și apoi, aceeași Sfânta Tereza a lui Iisus cea Mare de Avila avea o devoțiune ieșită din comun, dar îi spunea lui Dumnezeu: ferește-mă de sfinți cu fețe acre. Și spunea: eu când postez, postesc, și când mănânc prepelițe, mănânc prepelițe. Adică să fii omul potrivit la momentul potrivit, cu starea dispoziției potrivite. Zice și Sfântul Paul: bucurați-vă cu cei care se bucură. Nu zice stricați-le partiul, sau dimpotrivă, apucați-vă să râdeți când ceilalți plâng. Da. Această simpatie, această armonizare sufletească cu cel de lângă tine. Până la urmă, umorul este ca un dans. Umorul premeditat este ca un dans care încearcă să țină seama de dispoziția sufletească a celuilalt, și umorul nepremeditat apar când se calcă pe bătături. Și tuturor ni se întâmplă asta câteodată, dar eu zic că vestea bună din discuția noastră este că putem să cultivăm umorul, și chiar dacă nu-l avem sau îl facem prost de multe ori, putem să devenim mai buni la asta și, cum a spus, să îndreptăm mai des ironia spre noi, nu spre ceilalți. Bine, în legătură cu conversația noastră cu Dumnezeu, este foarte important să înțelegem că nu există
umor fără conversație. Partea principală este să dialogăm cu Dumnezeu și asta înseamnă să ne rugăm și cu viața noastră. Eu vă spun că la sfârșitul zilei obișnuiesc să fac un examen la conștiință sub forma unei manele. Nu vreau să vă scandalizez. Merge cineva la magazin și zice: bună ziua, aveți salam? Zice: da, cât doriți? 2 CD-uri. Eu formulez un examen de conștiință sub forma unei manele în 3 versuri. Prima este: de la tine pentru mine. Mă gândesc ce am primit de la Dumnezeu în ziua respectivă. Și asta la un nivel trupesc, la un nivel emoțional, la nivel spiritual. Și văd că sunt destul de multe versuri de inclus în această primă strofă. Ei, după prima strofă vine o catastrofă. De la mine pentru tine. Cum am răspuns sau cum nu am răspuns? Aici mă apucă râsul plânsul. Dar trec și de această a doua parte a examenului și ultima parte a examenului sub formă de manele sună așa: mâine noi doi amândoi, adică să redescoperim împreună lucrare, fără de care nu există nici conversație și nici bună dispoziție care poate aduce ca floare umorul. Deci un exemplu de conversație cu Dumnezeu în care îi spun sub forma ludică a unei manele ce am pe suflet și el mă ascultă rămânând cu mine deși mă cunoaște. Cum zicea cineva, un prieten adevărat rămâne cu tine și după ce te cunoaște. Asta e foarte încurajator pentru noi ca și oameni. Acum, pe final, vreau să spun că mi-a plăcut foarte mult discuția cu dumneavoastră. N-a fost serioasă. Dar a fost plină de multe perspective noi și pentru ca ascultătorii noștri să fie inspirați și să rămână cu ceva, pentru fiecare invitat am 2 întrebări. Și prima ar fi dacă puteți să ne recomandați o carte care să ne ajute să ne dezvoltăm simțul umorului sau să privim altfel lucrurile și o persoană care ne poate inspira tot în același subiect. Îmi vine în minte Decalogul căsniciei al lui Ed Young. Mi se pare că a apărut la Casa Cărții, dar nu am verificat editura. Și din acest prim decalog amintesc doar prima poruncă: nu fi grosolan. Nu fiți grosolan în familie, cu alte cuvinte, nu confundați familiaritatea cu grosolania. Sub o formă șocantă ni se spune un lucru primordial: familiaritatea și buna dispoziție să nu calce peste intimitatea și demnitatea celeilalte. Aceasta este prima carte pe care o recomand. Întâi pentru sănătatea vieții în cuplu, pe urmă în cea de-a doua, ni se spune acolo, dacă o să mă ierte soacrele care ne ascultă și cu tot respectul pentru ele, spune că un tânăr este descoperit cu o boală incurabilă și doctorul îi zice că are câteva luni de trăit și zice: ce doriți să faceți în aceste ultime luni care vă rămân? Zice: e clar, ne mutăm cu toată familia la mama soacră. Cum adică în ultimele luni? Cu siguranță vor fi cele mai lungi din viața mea. Deci un umor negru. Dar arată în multe situații din nou cum să turnăm apă peste situații pe care le considerăm de nedepășit. Apoi un film care ne poate ajuta să înțelegem multe lucruri, nu doar rolul umorului în viața de cuplu. Sunt o mulțime de situații umoristice într-un film extrem de serios care se cheamă Cazomai. Nu știu dacă l-a cunoscut, multe generații de viitori căsătoriți l-au urmărit în timpul cursurilor de pregătire. Există situația cu preotul care îi așteaptă la început cu pahare de țuică la masă la biserica San Michele, San Gabriele, nu mai știau care nume, și îi provoacă la visul în legătură cu căsnicia lor. Și vedem că acel patinaj pe gheață este cea care le salvează până la urmă de toate căderile. Da, pot să confirm. Da, noi, mă bucur. Noi am văzut filmul acesta înainte să ne căsătorim și din când în când mai revenim la el
și îl recomandăm tuturor prietenilor care se căsătoresc și am primit feedback pozitiv de cele mai multe ori, deci îl super recomand. Este un film dur, fără menajamente, dar are o mulțime de surse de umor și de surprize, inclusiv predica de neuitat pe care o ține preotul și care scandalizează pe părinți. Da. Să nu divulgăm prea mult, nu o să vă pară rău. Dacă pot evoca aici mentorul meu în umorismul creștin, este un sfânt în viața căruia Dumnezeu a jucat întâi o mare festă și apoi el a răspuns cu un spirit plin de umorism până la capăt. Thomas More plănuia să devină preot și Dumnezeu i-a spus că poate să fie mai bun părinte în familie. I-a dat onoarea de a-i fi martir până la capăt. Când era condus spre eșafod, îl întreabă pe călău care sunt ultimele știri ale zilei, la care indignat călăul îi zice, dar ce te mai interesează? Zice, e ultima dată când te întreb, de mâine mă poți întreba tu pe mine. Și când ajunge în fața eșafodului, înainte să plece capul pentru a fi decapitat, zice, te rog, nu-mi tăia barba, ea nu a greșit cu nimic. Am reținut o rugăciune de la acest sfânt care a putut să râdă până în ultima clipă a vieții sale, care sună așa, dăruiește-mi, Doamne, simțul umorului, dăruiește-mi, Doamne, o digestie bună, dar și ceva de digerat pe lângă. Dăruiește-mi un trup sănătos, dar și bunul simț necesar ca să-l păstrez astfel. Dăruiește-mi un suflet simplu, care să știe să prețuiască ce e bun și să nu se înspăimânte cu ușurință când vede răul, ci mai degrabă găsește mijloacele să pună bucurie în loc. Dă-mi un suflet care să nu cunoască plictiseala, bombănelile, suspinele și lamentările, nici stresul în exces, din cauza acelui obstructiv numit eu. Dăruiește-mi, Doamne, simțul umorului. Îngăduie-mi să fiu capabil să gust o glumă bună, să descoper un dram de bucurie în această viață și să-l împărtășesc cu alții. Amin. Foarte frumos. Vă mulțumim foarte mult și pentru Thomas Morus și pentru... Thomas Humorus și pentru rugăciunea aceasta. N-am mai auzit niciodată de ani. Nu m-aș fi gândit că există o rugăciune prin care să ceri simțul umorului. O să o punem în descrierea episodului ca să o vadă toată lumea. Mă bucur enorm că am reușit să facem episodul acesta împreună, părinte. Vă mai așteptăm la podcast și cu alte subiecte. Mulțumim! Și veste bună în fiecare zi să aveți! La revedere! Îți mulțumesc că ai ascultat primul meu episod făcut pentru podcastul Casa pe Piatră. Îmi doresc să fie adus valoare în viața ta. Dacă vrei să faci parte din comunitatea podcastului, te aștept și pe grupul de Facebook. Acolo primesc întrebări din partea ascultătorilor pentru următoarele episoade care au subiecte și invitați la fel de special și valoroși ca și cel de azi. Dacă temele pe care le discut aici îți plac și vrei să facă parte din viața ta, nu uita să te abonezi. Pe oricare canal alegi să asculti acest podcast. Iar dacă vrei să ne susții, poți alege să devii patron. Cu o mică donație lunară, ne găsești pe patreon.com/casapepiatra. Sunt Teodora Fernea și abia aștept să ne auzim data viitoare.